Cheltuielile suplimentare ale proiectelor accesate cu fonduri europene nefinalizate până la sfârșitul anului vor fi suportate de beneficiari. În această situație se află zeci de lucrări din județ care nu vor putea fi terminate în cele trei luni. Principala problemă cu care se confruntă primarii este faptul că mai multe lucrări accesate cu fonduri europene nu vor fi gata până la sfârșitul anului. Reprezentantul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centrul le-a oferit edililor brașoveni soluții pentru ca proiectele aflate în derulare să poată fi continuate și după încheierea programului operațional regional 2007-2013. Problemele au fost diverse, de la probleme cu firmele de construcții care au intrat în insolvență, probleme cu proiectele tehnice care nu au fost la nivelul la care ar fi trebuit să fie întocmite. Cel mai probabil va exista o prelungire a proiectelor, însă ele vor fi continuate pe cheltuiala beneficiarului, cu un nou termen limită la 31 iulie 2016. Emoții pentru lucrările realizate cu bani europeni are și primarul municipiului Săcele. Este vorba de centru multicultural și educațional, care se lucrează la el o parte. Se va finaliza în 2 săptămâni. Mai am sala de spectacol, care este o sală de spectacol modernă, care să sperăm că până la 31 decembrie o vom termina și ne vom încadra în termene. Edilul orașului Rupea a încercat să își ia toate măsurile pentru a fi sigur că reabilitarea din cadrul ambulatoriului orășenesc se va încheia în timp util. Partea de construcții din acest proiect, din valoarea acestui proiect, reprezintă cam 20%, este în derulare, restul înseamnă de dotări. Și cerința și dorința pe care am avut-o vis-a-vis de cel care a câștigat această licitație este ca aceste dotări să le aducă de acum, să nu aștepte finalizarea lucrărilor de amenajare, construcții. Edilii brașoveni au aflat la întâlnire și axele prioritare ale programului operațional regional 2014-2020. Din timp începem să discutăm cu fiecare localitate în parte, să vedem ce proiecte au, ce doresc să depună pe fonduri europene și să le facem legătura directă cu cei de la Agenția pentru Dezvoltare Regională, astfel încât să aibă sprijin și să cât mai repede să avem proiectele pregătite și depuse. Primarul municipiului Săcele intenționează să acceseze fonduri europene pentru extinderea școlii din Gârcini, unde vrea să introducă rețea de canalizare și apă și să reabiliteze străzile. Municipalitatea Făgărășană vrea să modernizeze iluminatul public, să facă piste de biciclete, să reabiliteze centrul vechi și cetatea. În regiunea centru, rata de absorpție a fondurilor europene este de 65%, aceeași ca la nivel național.